În videoclipul de astăzi vă arăt cum să realizați acest brad foarte simplu de hârtie. Materialele necesare pentru proiectul de astăzi sunt 4 coli de hârtie colorată verde sau orice altă culoare, lipici, farfecă, un creion și o linie. Înduiți cola de hârtie de 2 ori pe jumătate. Țineți dreptunghiul cu partea care se deschide în sus. Trasați o linie de la colțul de jos care nu se deschide către colțul opus de sus. În interiorul triunghiului obținut, desenați 8 triunghiuri cu o latură paralelă cu marginea de jos a dreptunghiului, astfel încât să desenați o jumătate de brad. În partea de jos desenați un dreptunghi care se semene cu tulpina bradului. Decupați jumătatea de brad pe care ați desenat-o. Faceți la fel și cu celelalte 3 coli de hârtie. În total veți avea 8 brăduți. Puneți lipici doar pe vârfurile crengilor și lipiți cele două jumătăți ale bradului din hârtie, între ele doar la vârfuri. Lipiți exact la fel fiecare brad din hârtie. Lipiți toate cele 8 jumătăți între ele, doar pe marginea îndoită, în acest fel. După ce toate jumătățile au fost lipite, așteptați să se usuce bine, puneți lipici pe ultima margine îndoită și o lipiți de prima jumătate de brad din hârtie.
La final, așa va arăta bradul din hârtie. Îi puteți pune un ciucure în vârf sau o steluță din cele pe care le găsiți pe canalul de YouTube Simplu de Făcut. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube Simplu de Făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!